Care este secretul genialității evreiești? Se întreabă savantul american Charles Murray în articolul său publicat Geniul evreiesc. Evreii reprezintă 0,2% din populația lumii. Cu toate acestea, au câștigat 14% din premiile Nobel în prima jumătate a secolului 20, 29% în a doua jumătate și 32% la începutul secolului 21. În acest video veți afla cele 7 taine ale succesului poporului evreu. Aceste gânduri înțelepte, cu siguranță, vă vor fi de folos. Numărul 1. Cine îndrăznește, învinge. Care credeți că sunt cele mai inteligente popoare de pe pământ? Evreii, chinezii și românii. În cazul în care îi credem pe savanții evrei, chinezi și români. Glumesc! Și totuși psihologul american Philip Zimbardo a studiat fenomenul evreiesc timp de mai mulți ani, încercând să înțeleagă de ce evreii ajung la cote atât de înalte în toate profesiile intelectuale. Care este secretul succesului evreiesc? Să ascultăm ce spune Zimbardo. În rândul evreilor sunt mai puțini cei care se simt inconfortabil atunci când sunt în centrul atenției, iar străinii și persoanele de sex opus nu reușesc să le provoace aceeași timiditate ca și în cazul reprezentanților altor popoare. Evreii nu consideră timiditatea o problemă serioasă. Doar 46% dintre ei sunt timizi. De exemplu, în Statele Unite, 64% dintre studenți sunt timizi și 73% în rândul celorlalți americani. În Japonia și Mexic, 75% din populație este timidă, iar în India, 82%. Procentul israelienilor care se descriu ca fiind timizi este de doar 35%. Este cel mai scăzut indice dintre cele 8 țări analizate. Iar sursa acestor diferențe este cultura numită de evrei chutzpa. Chutzpa poate fi interpretată ca o formă aparte de mândrie, care încurajează acțiunea în ciuda riscului de a fi nepregătit, incapabil sau neexperimentat. Pentru un evreu, chutzpa înseamnă curaj și dorința de a lupta împotriva unui destin imprevizibil. Este foarte important de știut că cei care posedă chutzpa se comportă ca și când nu le-ar păsa de eventualitatea că pot greși, ceea ce duce la faptul că persoana primește mai multe recompense pentru acțiunile sale decât dacă s-ar feri de ele. Acesta nu dă doi bani pe micile inconveniente. Folosind chutzpa, cu ușurință o puteți invita la dans chiar și pe regina balului, să cereți o promovare sau o mărire de salariu fără teama de respingere sau de eșec. Un proverb românesc spune: rușinosul roade osul, obraznicul mănâncă praznicul. Se pare că ceea ce este adesea evaluat la noi ca fiind o brăznicie și o lipsă scandaloasă de educație, la evrei se numește cu mândrie chutzpa și este considerată una dintre cele mai importante calități. Acum haideți să ne întrebăm, oare nu sunt obrăznicia și curajul două cuvinte care descriu aceeași calitate? La urma urmei, totul depinde de cum privim lucrurile și din ce parte. Dacă nu-ți schimbi viața în bine, așteaptă. Aceasta se va schimba în rău. Numărul 2. Copiii sunt centrul universului. Chutzpa nu este încă secretul succesului evreiesc, ci mai degrabă consecința acestuia. Care este atunci secretul? Renumitul psiholog Dr. Pines consideră că principalul secret al evreilor se află în cultura lor. Iată ce ne spune el. În Israel, atitudinea față de copii este cea mai pozitivă și cea mai încurajatoare. Copiii sunt văzuți de toată lumea ca fiind cel mai important potențial al națiunii. Este foarte firesc dacă o persoană străină intră în vorbă cu un copil pe stradă și încearcă să-l ajute cu ceva, sau să-i dea mamei sale câteva sfaturi utile privind educația acestuia. În plus, pentru părinții din Israel, un copil are o semnificație specială. Mulți dintre ei sunt foști migranți, care nu și-au putut realiza potențialul. Aceștia își văd copiii ca pe o împlinire a propriilor speranțe și, prin urmare, sacrifică totul pentru copilul lor. Ca urmare, majoritatea copiilor israelieni cresc cu convingerea că ei sunt centrul universului. Și chiar așa trebuie privite lucrurile. Acum haideți să ne oprim pentru o clipă și să reflectăm asupra atitudinii, des întâlnite de altfel, în multe familii din țara noastră. Și anume principiul: copiii trebuie văzuți și nu auziți. Ce înseamnă acest lucru?
Acest lucru înseamnă că pentru societatea noastră, copiii sunt departe de a fi centrul universului nostru. Numărul 3. Prețuiește-te mai mult. Un lucru foarte interesant. Nicăieri în lume trădătorii nu sunt bine văzuți, iar oricine divulgă secrete de stat sau militare este considerat criminal care ar trebui să fie condamnat la cea mai rușinoasă moarte. Însă în Israel lucrurile nu funcționează ca în restul lumii. Un cod de conduită al armatei israeliene prevede că dacă un soldat este luat prizonier, trebuie să spună inamicului tot ce știe, să răspundă la orice întrebare. Un soldat israelian este obligat să-și salveze viața. Uite așa, vă amintiți celebrul principiu statul în slujba cetățeanului, nu cetățeanul în slujba statului? Israelul pare să urmeze acest principiu în practică și nu doar în cuvinte. Nicăieri altundeva în lume, statul nu are grijă de fiecare cetățean la fel de mult ca în Israel. Un cuvânt avantajos și surzii îl vor auzi imediat. Numărul 4. Sensul vieții. Dacă porți un cuțit la piept, atunci și inima ta este în pericol. Viktor Frankl, fost prizonier la Auschwitz, a declarat: una dintre lecțiile pe care le-am învățat la Auschwitz și Dachau a fost aceea că cei care au avut cele mai mari șanse de supraviețuire, chiar și în cele mai extreme situații, au fost cei care s-au concentrat asupra viitorului, asupra ceea ce îi așteaptă, asupra obiectivelor pe care își doreau să le realizeze. Mulți supraviețuitori ai lagărelor de concentrare, prizonieri ai închisorilor și veterani de război mărturisesc că cei care au un cel important pot supraviețui în orice condiții și circumstanțe. Evreii muncesc din greu pentru a-și dezvolta pe deplin potențialul și gândirea pozitivă. Cercetările efectuate de Universitatea din Michigan în 2011 arată că tipul de gândire este foarte important pentru intelect, deoarece atitudinea noastră față de viață determină reacțiile la greșeli, iar gândirea pozitivă crește coeficientul de inteligență. Alegând între două rele, pesimistul le va alege pe amândouă. Numărul 5. Despre bani. Evreii pun preț pe obținerea unor venituri suficiente, pentru a le permite copiilor lor să primească o educație aleasă. Bunăstarea le permite accesul la instituții educaționale de elită. Studiile arată că evreii americani câștigă de două ori mai mult decât non-evreii și au de două ori și jumătate mai multe proprietăți imobiliare. În consecință, un evreu american din clasa de mijloc primește de două ori și jumătate mai multă educație. Chiar și în perioada Evului Mediu, mulți evrei aveau un statut economic mai ridicat și, în aceste condiții, aveau posibilitatea de a-și educa copiii. Dacă nu știi să-ți folosești capul, îți vei folosi buzunarele. Numărul 6. Atenția specială acordată educației. Textele evreiești subliniază în mod constant faptul că inteligența și cunoașterea sunt cele mai înalte virtuți, iar ignoranța ca fiind cel mai mare dezavantaj. Urmând acest dicton, evreii își consolidează fondul genetic prin ingeniozitate. În rândul evreilor, cei mai inteligenți oameni au fost întotdeauna apreciați și aleși ca soți. De aceea au generat și răspândit gene bune. În căsătoriile dintre copiii oamenilor de știință și cei ai afaceriștilor de succes, evreii au combinat de fapt capacitatea de a gândi abstract cu inteligența practică. În anul 64 era noastră, marele preot Joshua ben Gamla a emis și a promulgat un decret prin care școlile deveneau obligatorii pentru toți băieții începând cu vârsta de 6 ani. Aproximativ 100 de ani mai târziu, evreii au reușit alfabetizarea totală și a fost primul popor din lume care a reușit acest lucru. Abordarea evreiască a învățării este dialectică. Talmudul în sine nu este doar un set de legi, ci mai degrabă o colecție uriașă de teze. Evreii sunt învățați să vadă diferite aspecte ale aceluiași fenomen. Ei sunt învățați să formuleze întrebări pe orice subiect, inclusiv despre lege, logică și credință. Și în sfârșit, numărul 7. Spiritul antreprenorial și abilitățile de negociere. Dumnezeu nu-ți va trimite colaci dacă te culci pe un cuptor. Sunt foarte rare acei evrei care nu se pot lăuda cu spiritul lor de întreprinzător, îl au în sânge.
Apropo, încercând să răspundă la întrebarea de ce sunt evreii atât de bogați, mulți oameni menționează în primul rând această calitate. Orice evreu își urmărește cu încredere obiectivul stabilit, indiferent dacă este vorba de dezvoltarea personală sau de avansarea în carieră. Capacitatea de a negocia este o calitate pe care o posedă orice evreu, care duce fără îndoială la succes. Ascultați-i doar cum negociază și devine clar că bancurile despre acest lucru nu au apărut din întâmplare. Fenomenul evreiesc constă în faptul că orice reprezentant al acestui popor este capabil să-și apere propria poziție și de asemenea are o stăpânire excelentă a darului persoasiunii. Pe curând!